Ramona Pandele vă prezintă jurnalul Agro TV. Bun găsit! Autostrada Moldovei, unul dintre cele mai așteptate proiecte de infrastructură, a devenit un măr al discordiei. În timp ce șoferii sunt bucuroși că în sfârșit lucrările avansează, iar șantierul Ploiești-Pașcani prinde contur, localnicii care au terenuri în vecinătatea autostrăzii sunt nemulțumiți. Oamenii spun că noua șosea mai mult îi încurcă. Ne aflăm lângă municipiul Buzău, acolo unde armata de muncitori și utilajele lor grele au descins în urmă cu o lună. O parte dintre locuitorii din zonă sunt însă furioși pe autorități pentru că le-au luat terenul înainte să negocieze valoarea despăgubirii. A venit noaptea ca hoții la săpat, ne-am trezit și noi dimineața cu bolmanele de pământare. Nu ne întreabă nimeni, nici să ne dea bani, nimeni. În vecinătatea șantierului sunt mulți cei care gândesc ca domnul Cristea. Nemulțumirile vin mai ales din partea sătenilor care și-au văzut suprafețele de teren incluse pe traseul autostrăzii. Alții spun că au de suferit din cauza blocării drumurilor locale de pe câmp. Autostrada devine o graniță de netrecut între loturi ale aceleiași proprietăți, astfel că agricultorii vor fi nevoiți să parcurgă mulți kilometri pentru a-și muta căruțele sau tractoarele de pe o parte pe cealaltă a terenului. Problema se pune așa, sunt oameni care au atâtea terenuri și s-au trezit peste noapte cu terenurile ocupate fără să întrebe nimic, nimeni, fără să înștiințeze nimeni. Sunt mulți care au terenurile date pe jumătate. Pe jumătate, adică sunt teren așa și din partea cealaltă de acolo, despre casă, va după aceea nu pe unde intră. Deci nu are pe unde intră, care ar fi situația, nu știu, dar bine, între ei sunt și eu. Șoferii se bucură mai mult. Șoferii, da. Dar omul de la țară? Ăștia ce se bucuri? Pentru ce? Că le-a dat pământ pe din două, acum ce că-i despăgubești, dar eu nu știu să vă zic. În tabăra nemulțumiților mai este și o a treia categorie, acelor speriați de zgomotul care vine și noaptea dinspre șantier. Ei lucrează în trei schimburi, în zi și noapte lucrează. Dar dacă numai la utilajele astea, dacă vor începe un trafic... Este forfotă mare pe șantierul autostrăzii A7, cel mai așteptat proiect de infrastructură din Muntenia de Nord și Moldova. Șoferii, dar și cei mai mulți dintre localnici, laudă miile de muncitori care lucrează inclusiv pe timpul nopții, pentru a termina mai devreme amenajarea șoselei de mare viteză, care va lega Bucureștiul de nordul Moldovei. E un lucru bun. Da. Știți că sunt care să plâng, că va fi zgomot, că le-a tăiat pământurile în două. Eu ce să zic, nu zic absolut nimic, eu zic că e un lucru bun. Care sunt cu terenurile, au ceva îndoieli, dar am înțeles că le despăgubesc. Autostrada A7 Ploiești-Pașcani, denumită și Autostrada Moldovei, este cel mai mare proiect de infrastructură rutieră finanțat prin PNRR din toată Uniunea Europeană. Are o lungime de 320 de kilometri și include 13 loturi de execuție, cele mai multe adjudecate de antreprenorul român Dorinel Umbrărescu. Toate loturile trebuie terminate până în 2025.